Numele meu este Petrov George Daniel și sunt consilierul cultural de la Arhiepiscopia Tomsului. În această seară, cu binecuvântarea în al preasfințitului Teodosie, Arhiepiscopul Tomsului, care din binecuvântate pricini nu poate fi în mijlocul nostru, am fost delegat acum vreo 4 ceasuri ca să fiu în mijlocul frățiilor voastre și să discutăm un pic pe marginea temei conferinței din seara aceasta. Încă dintr-un început trebuie să îmi exprim bucuria de a fi în mijlocul frățiilor voastre și să mă bucur de amploarea titlului din această seară. Așa cum știți, conferința din seara aceasta poartă titlul de Dușmanul personal și Dușmanul cetății. Un titlu deosebit, un titlu profund, un titlu care poate fi analizat din foarte multe perspective și cu siguranță într-un mod pluridisciplinar. Pentru ca prezentarea mea din seara aceasta să nu dureze foarte mult, am să mă rezum la prezentarea temei numai din trei perspective, și anume, din perspectivă filozofică, din perspectivă antropologică și din perspectivă teologică. Dacă intrăm puțin în profunzimea filozofiei, ca să spun așa, și începem cu Aristotel, vedem că ei definesc omul ca pe o ființă rațională, sau mai bine spus, ca pe o ființă capabilă să gândească rațional. Și se cam opresc aici. Spre deosebire de teologie care merge dincolo, merge către Dumnezeu, în sensul că omul nu mai e individ, ci e persoană. Prin aceste cuvinte am să vă explic în cele ce urmează care este diferența dintre individ și persoană, ca să vedem că acolo unde filozofia este mărginită de materialitatea lumii, teologia vine și ridică omul la adevărata sa valoare. Dacă individul din filozofie este concentrat spre sine și realizează tot felul de relații cu semenii, dar bazate pe o formă de egocentrism, care presupune ca relațiile dintre semeni să îmi aducă un beneficiu personal, în teologie lucrurile stau cu totul diferit. În teologie, prin raportarea noastră directă la Dumnezeu, omul nu mai este individ capabil să gândească rațional, ci este persoană care se raportează la persoanele Sfintei Treimi, realizează un dialog real cu ele și mai mult decât atât, răspunde iubirii persoanelor Sfintei Treimi. În filozofie nu poate fi vorba de așa ceva. De aceea, filozofia când vorbește despre dușmanul personal, așa cum spune titlul conferinței din această seară, se referă strict la tot ceea ce putem defini ca material. Dușmanul meu personal este un alt individ care împărtășește sau are alte dorințe diferite față de mine. Deși putem coabita în cadrul aceleia societăți, totuși ne putem face rău unul altuia pentru a dobândi, ca să spun așa, interesul personal. În teologie lucrurile stau cu totul altfel. Dar până ajungem la teologie, haideți să discutăm puțin de partea antropologică. Analiza antropologică a acestei teme sau a temei din această seară presupune ceva mai multă profunzime decât filozofia. Pentru că persoana umană, din perspectiva antropologică, poate face ceva ce filozofia nu cunoaște. Dialogul cu Dumnezeu despre care v-am spus mai devreme. Fără dialogul personal, real, deschis între persoana umană și persoana divină, omul tinde, așa cum spune filozofia, tinde către nicăieri. Iar omul nu a fost creat să tindă către nicăieri. Prin definiție teologică, omul este persoana capabilă de dialog și iubire cu Dumnezeu pe verticală și cu semenii pe orizontală. Și atunci continuăm și spunem, cum este posibil ca o persoană care se definește din perspectivă teologică
să-și asume în același timp și degradarea de a fi dușmanul cuiva. E o întrebare foarte bună, care poate avea foarte multe răspunsuri. Ca să înțelegem acest lucru, trebuie să plecăm de la referatul biblic în care ni se prezintă originea răului. Așa cum știți, sunt unii care, din diferite motive, mai puțin sau mai mult documentate, dar în general mai puțin documentate, afirmă că originea răului este Dumnezeu. Fals. Dumnezeu, fiind bunătatea și iubirea absolută, nu putea crea ceva rău. Și tot din iubire, îl creează și pe Lucifer, și pe om, dându-le cel mai mare dar care se poate da. Și atenție, nu este aducerea la existență, ci darul libertății. Că ce-ar fi ca omul să fie viu și să nu fie liber? Este imposibil că Dumnezeu s-ar contrazice pe sine însuși. Așadar, originea răului nu este în Dumnezeu, ci în alegerea liberă și conștientă întâi a lui Lucifer, care a vrut să fie ca Dumnezeu. De ce? Pentru că era conștientizat faptul că, neavând nicio legătură cu materialitatea, nu putea fi atras de ea. Însă n-a conștientizat faptul că putea cădea prin mândrie, ceea ce s-a și întâmplat. Și vedem referatul biblic că îl prezintă pe Lucifer ca cel mai frumos dintre îngerii creați. Și totuși el astăzi este stăpânul răului. Cum a ajuns așa? Cu îngăduința lui Dumnezeu, pentru că nu s-ar fi putut face nimic fără această îngăduință, însă Dumnezeu a îngăduit aceasta pentru ca să nu știrbească libertatea, adică cel mai mare dar. Deci răul a fost o alegere. Alegerea lui Lucifer, care a zis: în cer mă voi sui și scaunul meu îl voi pune peste stelele cerului și voi fi asemenea Dumnezeului celui preanalt. Numai când a gândit aceasta, cerurile s-au deschis, așa cum știm, și el și ceata lui de răzvrătiți au căzut din raiul gătit lor. Și vedem că aici este originea răului. Nici de cum, Dumnezeu. Mergând mai departe, ajungem la referatul biblic unde ne este prezentată căderea protopărinților Adam și Eva. Așa cum știți, și aici ține tot de o alegere. Adam a ales să cadă din iubirea lui Dumnezeu, din harul lui Dumnezeu. Indiferent de ispită, diferența dintre el și Lucifer este aceea că Lucifer a căzut fără ispită, pe când Adam a căzut în urma unei ispite. Ceea ce înseamnă că pentru Lucifer există imposibilitatea revenirii la starea cea din tâi, pe când omul, prin pocăință, poate reveni la starea cea din tâi. Și vedem că chiar și în momentul căderii, sau după cădere, mai bine spus, Dumnezeu pregătește prima cale să-l salveze. Întrebându-l: Adame, unde ești? Păi sunt gol și m-am ascuns. De ce te-ai ascuns? De unde știi tu că ești gol? Deci, practic, conștientizează imediat efectele păcatului, se ascunde de rușine de Dumnezeu, dar nu mărturisește și nu-și cere iertare, ci dă vina pe Dumnezeu zicând: femeia pe care tu mi-ai dat-o, ea mi-a dat sămănul. Și de asta am făcut neascultare față de tine. Deci Dumnezeu îi oferă prima șansă de vindecare. Când îl întreabă: dar de unde știi că ești gol? De unde știi că ai greșit? Și în loc să spună: iartă-mă, Doamne, alege liber și conștient păcatul. Știți referatul biblic despre cădere și tot ce s-a întâmplat. Unde vreau să ajung aici? Că dușmanul personal din zilele noastre își are originea în tatăl mândriei, adică în Lucifer. Să nu credeți că omul a fost creat cumva rău sau cu abilitatea de a face rău. Abilitatea de a face rău este una dobândită, nu este una pe care să o avem în noi prin creație.
Aduceți-vă aminte de Cartea Afacerii, unde spune că după ce au fost toate create, ele au fost bune foarte. Nu foarte bune, ci bune foarte. Această inversiune având obiectivul tocmai de a accentua și mai mult faptul că întreaga creație era desăvârșită. De aceea, Sfântul Efrem Sirul spune așa, că cel mai mare dar dat omului de Dumnezeu este libertate. Și neștiind cum să gestioneze această libertate, a căzut în păcat, a ales să continue în păcat și așa mai departe. Așadar și dușmanul personal de astăzi, care și are originea în Lucifer, alege să fie dușman. Alege să practice răutatea din diferite motive. Cel care alege să facă aceasta, alege în același timp să se limiteze pe sine. Din persoană capabilă de a vorbi și a iubi pe Dumnezeu și pe aproapele, ajunge să fie la nivelul animalelor care lucrează din instinct doar pentru propriul interes. Și acum, ca să înțelegem mai bine cum stau lucrurile, o să vedem că, așa cum spune Sfântul Evanghelist Ioan, Dumnezeu este iubire. Nimic nu poate fi mai presus decât iubirea lui Dumnezeu, iar sentimentul pe care noi îl avem prin creație, că vrem, că nu vrem, este acela de a tinde către Dumnezeu. Omul chiar și căzut, deși a plecat sau înclinat spre păcat, n-a putut renunța niciodată la tinderea sa către Dumnezeu. Și acest lucru este evidențiat și de filozofie, și de antropologie, în special de antropologie, și de teologie. Ființa umană, persoana umană, tinde în mod firesc de Creatorul ei. De aceea spune la Eclesiast, capitolul 12, versetul 12, că trupul se întoarce în pământul din care a fost luat, iar sufletul la Dumnezeu care l-a dat. Și acesta este un dat, nu e o alegere a noastră. Numai întorcându-le la Dumnezeu, persoana umană se poate împlini pe sine, căci trăind în iubirea lui Dumnezeu, nu mai contează nimic altceva. Adam, când a fost izgonit din Eden, ca urmare a neascultării săvârșite, n-a spus niciodată casa mea, apa mea, pădurea mea, femeia mea și așa mai departe. Niciodată. Pentru că știa că le-a primit în dar de la Dumnezeu, că nu a făcut nimic pentru ele. Însă noi astăzi ajungem să fim dușmani tocmai prin dorința de împropriere. Casa mea, mașina mea, pădurea mea, apa mea, totul e al meu, nimic pentru celălalt. Iar această dorință are ca fundament păcatul care l-a mâncat pe Lucifer din cel mai frumos sânge. Și anume mândria. Numai o persoană, numai un om mândru poate deveni dușmanul cuiva. Iar formularea dușmanul personal este magistrală. Și am să vă spun și de ce. Când spui dușmanul personal, e atât de profund și atât de profunzimea reiese din apropierea față de cel care te dușmănește. Din perspectivă din perspectivă filozofică, afirmația este perfect legală în sensul că fiecare poate dușmăni pe fiecare. Însă din perspectivă teologică, lucrurile nu stau chiar așa. Dumnezeu fiind însăși iubirea, iar noi fiind creați după chipul și asemănarea sa, tindem în mod firesc către El, ca să fim ca El, adică iubire, cum? Manifestându-ne iubirea către celălalt. Nu poți să spui că îl iubești pe Dumnezeu, pe care nu l-ai văzut, iar pe aproapele tău care e lângă tine și este făcut după chipul lui Dumnezeu, îl urăști, îl dușmănești. De aceea este imperios necesar ca toată raportarea omului să se facă întâi către Dumnezeu, căci numai așa înțelegerea este una autentică în Duhul lui Hristos. Fără această raportare, omul devine
acel animal îndumnezeiță, animal însuflețit despre care vorbește filozofia. Capacitatea de persoană este cea care ne dă capacitatea de persoană este cea care ne pune în relație cu Dumnezeu. De aceea teologia depășește cu mult filozofia, nu prin cuvinte alese, ci prin trăirea duhovnicească care îl ridică pe om într-o ascendență a lui Dumnezeu. Filozofia vorbește în general de tot ce este imanent. De ce este senzorial? De ce putem atinge? De ce putem înțelege rațional și prin intermediul simțurilor? Teologia este cu mult mai mult. Este cea care, prin care omul transcede timpul către întâlnirea cu Dumnezeu absolut. O definiție plină de sens, pe baza căreia putem vorbi două săptămâni de acum încolo, fără să ne abatem cumva de la subiect. Ce vreau să scot în evidență este că dușmanul personal despre care vorbește conferința de astăzi poate fi prezentat din perspectivă filozofică, în termeni corecți. Însă din perspectivă teologică e foarte greu de prezentat. Pentru că Dumnezeu, fiind iubire, ne învață să ne iubim chiar și dușmanul. Omul este coroana creației. Dar coroana creației, ca să ajungă către desăvârșire, trebuie să fie împodobită cu cea din tâi coroană a teologiei. Și anume, dobândirea virtuții iubirii. Este foarte ușor să-L iubești pe Cel care te iubește. De aceea, Mântuitorul Hristos, venind în lume, El ne iubi pe toți, și pe cei buni și pe cei răi. Dă ploaie și peste cei buni și peste cei răi. Și lucrează mai mult pentru cei răi decât pentru cei buni. Uitați-vă că întreaga Scriptură este plină de pilde în care Mântuitorul Hristos se apleacă către cei păcătoși, căci aceia au nevoie de doctor, nu cei bolni, nu cei sănătoși, cei drepți. Ce înțelegem de aici? Că omul ca persoană teologică are datoria de a ajunge și de a dobândi, mai bine zis, virtutea iubirii, pe baza căreia poate dobândi asemănarea cu Dumnezeu. Și dacă dobândești virtutea iubirii, acest dușman personal devine un prieten personal. Deși el îți vrea răul. Binecuvântați pe cei ce vă blesteam. Așa spune Sfânta Scriptură. E mare taină să poți să faci lucrul acesta. Dar dobândirea acestei virtuți a iubirii se poate realiza numai prin iubirea celui care te urăște. Dacă îl iubești, pe cel ce te iubește, nu cunoști această virtute. Această virtute se dobândește doar prin iubirea celui care îți vrea răul. Răul poate avea numeroase forme. Așa cum știți, sunt foarte multe științe care prezintă într-o formă mai detaliată sau mai puțin detaliată aspectele răului. Important este că noi, ca persoane teologice, n-avem cum să nu înțelegem originea răului despre care v-am vorbit, faptul că nu Dumnezeu este creatorul răului și îl îngăduie pe pământ, nu pentru că n-ar putea să-l distrugă, ci tot ca să nu cumva să îngrădească liberul arbitru. Dacă Dumnezeu ar interveni în istorie ca să oprească răul, s-ar contrazice pe sine. N-ar mai fi Dumnezeu absolut. Este adevărat că El intervine în istorie pentru a distruge moartea și implicit răul și păcatul și așa mai departe. Dar cum? Prin propria jertfă. El nu interzice nimănui să facă nimic. Ce spune? Cine voiește să vină după mine să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie. Deci El nu interzice nimănui să facă nimic. El vine și prin jertfa sa schimbă firea noastră în mod ontologic, din interior către exterior. Ca omul
să nu dorească să facă rău. Să nu dorească să ajungă dușmanul personal al cuiva. De asta Mântuitorul Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat la plinirea vremii, cum spune la Galateni 4:4, acceptă de iubire pentru noi, se face om asemenea nouă, iar noi, ca un prieten, ca ironic vorbind, îl punem pe cruce. Deci noi suntem dușmanul personal lui Hristos, că l-am pus pe cruce. Și să nu judecăm pe cei care l-au pus atunci pe cruce, că și noi îl punem pe cruce astăzi prin păcatele noastre. Păcatul este călcarea cu bună știință și îndeplină libertate a poruncilor lui Dumnezeu. Păi dacă sunt porunci, porunci să fie. Cinstim săptămâna aceasta pe mari brâncoveni. Ei știu ce a însemnat porunca divină. După ce a condus impecabil 25 de ani prin diplomație, ajunge fața poruncii. Și ce face? Se leapădă de credință? Sau acceptă porunca tiranului păgân de a le tăia capetele? De ce? Ca Hristos să le ofere cununa mucenicii. Nu există un dar mai mare pe care ți-l poate face însuși Fiul lui Dumnezeu. El care a gustat moartea pentru noi, ca noi să fim vii. Uitați-vă în cartea profetului Daniel. O să vedeți acolo că toți drepții Vechiului Testament, indiferent de starea lor, indiferent cât de bune au fost, toți au mers în iad. Profetul Daniel numește iadul Sheol. Porțile raiului au fost închise. De ce? Pentru că nimeni n-a fost vrednic de împăcarea cu Dumnezeu. Numai jertfa Fiului lui Dumnezeu întrupat la plinirea vremii, cum v-am spus, deschide din nou porțile raiului. Și cine este cel din tâi care intră pe aceste porți? Tâlharul de pe cruce. Cel care i-a spus Mântuitorului: pomenește-mă când vei veni într-o împărăția ta, că noi suntem vrednici de o sântă, dar tu n-ai greșit cu nimic. Iartă-mi prostia din cap și pomenește-mă când vei fi într-o împărăția ta. Și Mântuitorul îi spune: cu adevărat îți spun, astăzi, nu mâine, poimine vedem, astăzi vei fi cu mine în rai. Iar Sfântul Ioan Gură de Aur spune așa: tâlharul a fost atât de hoț încât a furat și împărăția cerului. O metaforă frumoasă, dar reală. Primul care a intrat în rai a fost tâlharul de pe cruce. Prin mărturisirea ultimă, plină de toată credința din lume. Acolo unde filozofia despre care am vorbit la început nu poate penetra transcendența lui Dumnezeu, acolo mărturisirea sinceră și curată, făcută din iubire, ajunge până la Dumnezeu. Mare taină cu ortodoxia. Mare taină cu teologia pe care o iubim atât de mult și pentru care martirii brâncoveni și-au dat viață. Puteau să renunțe, dar nu au făcut-o. Ce părinte are tăria de caracter să stea drept atunci când copiii lui sunt efectiv măcelăriți? Câtă iubire pentru Dumnezeu! Când cel mic a căzut la picioarele tatălui său, ce i-a spus părintele său? Am pierdut tot, să nu ne pierdem și sufletele. De ce? Pentru că omul prin teologie se definește ca ființă dihotomică, alcătuită din trup material și suflet spiritual. Ceea ce înseamnă că trupul se supune legilor fizicii și se întoarce în pământul din care a fost luat, iar sufletul, care, atenție, nu este veșnic, că nu e deodată cu Dumnezeu, însă este nemuritor. Sufletul, care nu moare niciodată, se întoarce înapoi în iubirea Sfintei Treimi. Pentru ei, ca martirii lui Hristos, cu adevărat sunt în iubirea Sfintei Treimi. Întrebarea este alta. Unde suntem noi? Unde vom fi noi? Dușmanul personal care se poate raporta la fiecare dintre noi, unde îl poziționăm în relația cu Dumnezeu? Într-un fel sau altul, prin înclinația către rău, toți tindem așa un pic
spre a fi dușmanul cuiva, spre a ne dori ceva din ce are altcineva. Și asta este o formă de a fi dușman personal. Dorindu-ți ceva al altcuiva și râvnind la acel ceva și dorindu-l nu prin muncă, ci prin alte mijloace pe care să le am acum. Ce vreau să zic prin aceste cuvinte este aceea că dacă nu ajungem la dobândirea virtuții iubirii, greu ne ieșim din starea de dușman personal, așa cum spune titlul conferinței de astăzi. Așadar, dușmanul personal, care poate fi în oricare dintre noi, nu poate fi dobândit, nu poate fi distrus mai bine, nu poate fi distrus decât cu post, cu rugăciune, cu asceză. Lipsa dialogului nostru cu Dumnezeu face oportună prezența diavolului lângă noi. Și să nu credeți că e o metaforă. Știți care e prima poruncă a diavolului? Fă ce vrei. Că omul este înclinat spre rău oricum și face numai prostii. Și mai mult decât atât, cea mai importantă dorință a diavolului este aceea să-l facă pe om să creadă că el nu există. Dacă nu există diavol, nu există rai, nu există iad, nu există pedepse. Și atenție! Un aspect foarte important despre aceste pedepse. Am spus că Dumnezeu este iubire. Deci cum poate pedepsi însăși iubirea? Dumnezeu nu este Cel care ne pedepsește pe noi. Noi suntem cei care ne pedepsim, căci toate suferințele și pedepsele pe care le primim sunt consecințe firești ale acceptării păcatului. Noi ne autocondamnăm și noi suntem cei care cerem pedepsă. Știți că Dumnezeu este bun, dar Dumnezeu este și drept. Și judecă cu bunătate, dar după dreptate. Iar dușmanul personal, pe care într-o formă sau alta îl avem întipărit sau înrădăcinat în noi, nu poate fi eliminat decât cu post, cu rugăciune, cu Sfânta Părtășanie, cu participare la toate Sfintele Taine. Altfel, suntem în afara relației cu Hristos. În afara relației cu Dumnezeu, de unde nu poate veni absolut nimic bun. Numai înțelegând că omul nu se poate defini în mod real, în afara relației sale cu Dumnezeu, că altfel ajunge ca la filozofie. Un animal, ceva rațional, care se duce către nicăieri. Nu spune Petrețuțe, că omul vine de nicăieri și se duce către nicăieri. Din perspectivă filozofică vorbim. Căci din perspectivă teologică, tot el spune că lucrurile stau cu totul altfel. Mare teolog, acest mare filozof. Continuând prelegerea de astăzi, o să facem o diferență dintre dușmanul personal și dușmanul cetății. Dușmanul personal îl putem ierta. Suntem datori să-l iertăm și să-l iubim. Teologia sau Sfinții Părinți ne învață că atunci când primești o palmă, poți să întorci și celălalt obraz. Deci totul se rezumă la propria ta persoană, deci la propria ta smerenie. Este adevărat că Mântuitorul Hristos, când a fost pălmuit de către soldați, n-a întors celălalt obraz. De ce oare? Pentru că era nevinovat. Pentru că a spus mai departe, dacă am greșit cu ceva, dovedește. Dacă nu, de ce mă bați? Profunde cuvinte, rostite de însuși Fiul lui Dumnezeu. Câtă iubire poate să fie avut pentru noi, care ne putea recrea din nou, ne putea face din nou. Și totuși nu. A ales ca El să moară pentru noi, ca prin moartea Lui omenească, ca să spun așa,
să ne schimbe pe noi ontologic, din interior către exterior. Și evreii aduceau jertfe de împăcare cu Dumnezeu, dar erau lucruri materiale exterioarelor. Nu se schimbau cu nimic ontologic. Se aduceau jertfele ca la piață, un ritual bazat pe nimic. Pe când Hristos nu mai vrea jertfă de la noi, nu mai vrea asemenea jertfe. Duhul umilit, adică smerit, inima înfrântă și smerită, cum spune. Vedeți? Aceasta este jertfa pe care putem să o aducem. În fața dușmanului personal. Dacă mă lovește dușmanul personal, nu pot să spun decât iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac. Sau că nu știe ce face. Depinde cât sunt. Însă, diferențele fundamentale apar acolo unde de la dușmanul personal se trece la dușmanul cetății. Dacă în primul caz suntem datori să-L iertăm, suntem datori să-L iubim, suntem datori să ne rugăm pentru îndreptarea Lui sau să încercăm noi, prin orice alte mijloace, să-L îndreptăm, când vine vorba de dușmanul cetății, lucrurile nu stau așa. Când cetatea este amenințată, se poate pune mâna chiar și pe armă. De ce? Pentru că nimeni nu are dreptul să intre în cetatea care reprezintă rădăcina ta ca popor. Rădăcina ta ca neam și ca virgulă credință. Dacă o cetate își pierde rădăcinile, își pierde neamul, își pierde credința, cu adevărat toți membrii cetății își pierd sufletele. De aceea, dacă în primul caz ne rugăm pentru iertarea celuilalt, în al doilea caz lucrurile stau cu totul altfel. În al doilea caz punem mâna pe arme și ne apărăm credința cu prețul vieții. Și avem dovada vie atâția domnitori pe care i-am avut. Sfinții Brâncoveni pe care i-am tot menționat, Sfântul Ștefan cel Mare, care cu oaste mică punea mâna pe sabie și ieșind în fruntea poporului, toți îl urmau și fără șosete în picioare și fără sabie, fiecare cu ce avea de mână. Dar toți erau cu domnitorul lor. De ce? Pentru că luptau pentru neamul lor, pentru cetatea lor, pentru credința lor. Iar astăzi ce facem? De bunăvoie și nesiliți de împrejurări, suntem prea ocupați cu problemele minore ale vieții, ca să spun așa, și nu avem nicio problemă cu cei care ne calcă în picioare credința, cultura și așa mai departe. E normal să... A devenit o propoziție foarte la modă. E normal să... Nu știu, să fumăm cu toții, să facem, să... E normal LGBT-ul și așa mai departe. Doamne ferește de asemenea normalitate. Și o să vă dau un exemplu concret. Din viața personală. Am niște prieteni buni, zic eu, care până să mă cunoască, n-aveau o relație cu biserica. Și noi ne-am cunoscut ca în perioada aceea cu votul pentru LGBT, cu prostiile, știți, cu familia tradițională pentru noi și alte dorințe pentru ei. Referendum. Da. Și îmi spunea, de ce să mă duc eu atunci la referendum, că pe mine oricum nu mă interesează. Ca să nu intru într-un conflict cu el, că știți că cel mai deștept cedează, i-am explicat termenii teologici ai problemei. Însă n-am intervenit în libertatea lui. Nu i-am impus, du-te să. Nu. Și Dumnezeu îngăduie următoarea lucrare. A plecat împreună cu familia în Anglia să presteze diferite munci. Și după câteva luni, vine cu ochii bulbucați la mine și spune, n-am crezut că efectul este atât de puternic. Despre ce efect vorbești? Acolo în Anglia, stau bărbații unul cu altul pe stradă și se sărută ostentativ, așa și așa mai departe, toate tâmpenile. Și copilul meu ce face acum? El are o fetiță. Ce face copilul meu? Că mă întreabă și eu nu știu ce să le spun.
Zic, păi bucurați-vă, fraților, de Duhul Ortodoxiei care a păzit România până acum. Bucurați-vă de acest Duh care a ținut cetatea întreagă. Dacă biserica cade, ne-am pierdut cu toți. De aceea trebuie să luptăm pentru cetate, pentru credință, pentru biserică. Să nu credeți că domnitorii care făceau mănăstire după mănăstire erau tâmpiți și nu aveau ce să facă. Au înțeles prin pronia divină, prin lucrarea lui Dumnezeu. Au înțeles dintr-un început că un neam nu se poate strânge decât în jurul domnitorului și când nu mai e domnitorul în jurul bisericii. Dar atenție, că și domnitorul vine să ia binecuvântare tot de la biserică. Orice domnitor este uns de biserică. Ceea ce vreau să spun prin aceste cuvinte este că fără credință, fără iubire, fără iubirea de neam, mă refer aici, ne pierdem ca structură dialogică care tinde către Dumnezeu ca un tot unitar. Adesea, în predicile pe care le țin la parohie, le spun oamenilor cuvântul Sfântului Ioan Gură de Aur, care spune așa: dacă vin în fața domniilor voastre și vă spun ceva, nu vă spun spre lauda mea, ci o spun căci eu spunându-mă mă voi mântui. Căci mărturisesc, păzesc credința și o mărturisesc, și aceasta este lucrarea mea. Îndeplinindu-mi lucrarea, îmi voi primi din mila lui Dumnezeu mântuirea. Însă Sfântul Ioan Gură de Aur continuă și spune: dar nu vreau să mă mântuiesc de unul singur, căci toți care îmi sunt încredințați, nu pot să pierd pe niciunul. Deci Mântuitorul Hristos n-a pierdut pe nimeni, decât pe Fiul pierzării care, așa cum scrie în Scriptură, trebuia să facă ceea ce a făcut. Dar gândiți-vă la un aspect foarte important. Dacă Sfântul Ioan Gură de Aur vorbește și le spune tuturor că nu vrea să se mântuiască singur, atunci când situația, cum să vă spun eu, situația bisericilor din acea perioadă era, știți bine câte persecuții au fost și câți și câți martiri. Și Tertulian spunea: sângele martirilor, sămânța creștinilor. Cu cât stăiau mai mulți, cu atât erau mai mulți creștini. Vedeți ce înseamnă iubirea față de dușmanul personal? Să poți să-l ies pe ăla care e cu sabie la capul tău. Bucurați-vă! Azi nu vă cere nimeni o astfel de mărturisire. Cel puțin în România. Nu vă cere nimeni să vă puneți capetele pe butuci ca să-L mărturisiți pe Hristos. Însă diavolul vine și îndrăznește obraznic să ne amăgească cu tot felul de nimicuri, care, atenție, duc către nicăieri. Ce putem face? Ce concluzii putem trage din tot ce v-am spus până acum? Nu știu cât timp am la dispoziție. Am putea vorbi așa până dimineață, fără să repetăm ceva. Dar concluziile sunt cele care trebuie să vă rămână la inimă, nu în minte. Acolo se ocupă filozofia. Noi lucrăm cu inimile oamenilor, căci ce s-a scris în inimă rămâne scris. Așa auzim, înțelegem, nu înțelegem, mergem mai departe, viața e frumoasă. Ce s-a scris în inimă rămâne scris. Și dacă sunt porunci divine, cum v-am spus, porunci să fie, acelea trebuie să fie scrise în inimile noastre. Conștientizând importanța poruncilor care ne ridică acolo unde filozofia nu ar putea pune pe om niciodată, și anume în transcendența și în iubirea lui Dumnezeu, ridicându-ne la acel nivel, nu putem să ne lamentăm și să ne autolimităm la materialitatea lumii, cum spune filozofia. Nu putem să ne coborâm pe noi înșine la starea de un animal rațional.
suntem creați pentru a iubi. Iar iubirea adevărată, așa cum am spus, se manifestă nu către cel care te iubește, acolo e ceva firesc, ci către cel care te urăște. Învață să-L iubești pe cel care te urăște și te vei mântui. Nu poate exista un dar mai mare decât mântuirea. Și atenție! Mântuirea este veșnică. Aici ne chinuim 50, 60, 70, 80, 100 de ani, cât vreți noastră. Dar vine vremea când se trage linie și dacă nu ești tu cel care mergi pe picioarele tale la biserică, va veni vremea când te vor duce alții. Doamne ferește să vină vremea aceea și să nu fii în păcat cu Dumnezeu. Tot Petrețuța spune că din învățăturile Sfântului Apostol Pavel a învățat un singur lucru, adică sau mai bine spus, cel mai important lucru. Că omul nu are voie să îndrăznească să nu fie în păcat cu Dumnezeu. Și nu ca o obligație, ci din iubire. Din iubire s-a jertfit Hristos pentru noi și trebuie să răspundem acestei iubiri învățând să-L iubim pe dușmanul nostru. Numai așa ne putem dobândi cea mai mare virtute prin care putem să spunem și noi asemenea Sfântului Apostol Pavel. Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine în vecii vecilor. Amin.